Bună ziua, vă mulțumim pentru timpul acordat. Astăzi, compania Intelegrup vine cu un nou proiect, de fapt este o relansare a proiectului din 2015-2016, care se numește Rating Politic. Această cercetare este combinată din două părți. Prima parte este o analiză mai amplă a experților. De data aceasta venim și cu experți, cu participarea experților străini, care vor da o notă activității persoanelor publice, partidelor politice și evenimentelor care au avut loc pe parcursul lunii. A doua parte este combinată din monitorizare. Monitorizarea se face printr-un program special elaborat de compania noastră. Acest program a fost testat în Ucraina și în Federația Rusă și în România. Acest program analizează circa 50 de portaluri informaționale după capitol, titlu, lead și conținutul a știrii. Din această monitorizare se formează topul cei mai mediatizați politicieni, partide și evenimente. Aceste evenimente sunt analizate de experți. Experții vin cu o analiză mai amplă ce ține de aceste evenimente, cu ce impact poate fi avea acest eveniment asupra imaginii Republicii Moldova. Experții sunt din experți externi sunt din Federația Rusă, Ucraina, Belarusia, Austria, Germania și Statele Unite. Oricum, acești experți analizează situația din Republica Moldova și vin cu o notă sau cu o apreciere. Așadar, în luna februarie au participat circa 30 de experți interni, 10 experți externi, 20 de jurnaliști, formatori de opinii 10, persoane publice 12 și activiști civici 8. Acest număr permanent se va schimba. Noi vom invita mai mulți experți, cum interni, așa și externi, să participe la această cercetare. Tot aici vedeți lista portalelor care au fost monitorizați de program. Prima temă, prima întrebare care a fost cea mai mediatizată și considerăm cea mai importantă, sunt alegerile anticipate. Această întrebare am dat și experților. Rezultatul care este 45% de experți consideră sunt pentru alegeri anticipate, contra 46,5%. Nu știu 5%, n-au răspuns 3,5%. La capitolul considerați că alegerile anticipate vor rezolva criza politică din Republica Moldova, da, au răspuns 31%, nu 62%, nu știu 3%, n-au răspuns 4%. La experți externi, procentajul este următor. 42% de experți externi consideră că alegerile anticipate vor rezolva criza politică, 44% consideră că nu va rezolva, nu știu, au răspuns 3%, n-au răspuns 1%. Fix aceeași întrebare noi am pus-o și cetățenilor în sondajul din 16 februarie. Aducem aminte care au fost rezultatele. 27,5% au răspuns că vor rezolva, alegerile anticipate vor rezolva criza politică. 46% au zis că nu va rezolva criza politică, nu știu 22,5%, nu au răspuns 4%. Acum trecem anume la topul politicienilor, persoanelor publice. Experții au analizat activitatea lor după categorii, 7 categorii: popularitatea, profesionalismul, influența, experiența, integritatea, activitatea și a șaptelea este mediatizarea. Experții au pus o notă persoanelor publice de la 1 până la 10. Pe fiecare categorie ne vom opri mai detaliat. Experții au evaluat criteriul popularitate persoanelor publice din Republica Moldova de la 1 la 10 puncte. Top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 9,5 puncte, Igor Dodon cu 8 puncte, Alexandru Stoianoglu 7,5 puncte, Renato Osati 7,5 puncte și Zinaida Greceanu 7 puncte.
La capitolul profesionalism persoanelor publice din Republica Moldova, de la 1 la 10 puncte, top 5 sunt Alexandru Stoianoglu cu 9 puncte, Igor Dodon 8,5 puncte, Zinaida Greceanu 8 puncte, Vladimir Voronin 8 puncte și Maia Sandu 7,5 puncte. La capitolul influență, top 5 persoane sunt Igor Dodon cu 9 puncte, Alexandru Stoianoglu cu 8,5 puncte, Maia Sandu cu 8 puncte, Zinaida Greceanu cu 7,7 puncte și Ilan Șor cu 5 puncte. La capitolul experiențe persoanelor publice din Republica Moldova, top 5 persoane sunt Igor Dodon cu 9 puncte, Alexandru Stoianoglu cu 8 puncte, Vladimir Voronin cu 8 puncte, Maia Sandu cu 7,5 puncte și Zinaida Greceanu cu 7,5 puncte. La capitolul integritate persoanelor publice din Republica Moldova, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 9,5 puncte, Alexandru Stoianoglu cu 7,5 puncte, Igor Dodon cu 7,4 puncte, Zinaida Greceanu cu 6,5 puncte și Irina Vlasov cu 6,5 puncte. La capitolul activitate persoanelor publice din Republica Moldova, top 5 persoane sunt Igor Dodon cu 9 puncte, Maia Sandu cu 9 puncte, Ion Ciban cu 7 puncte, Zinaida Greceanu cu 6,5 puncte și Alexandru Stoianoglu cu 4,5 puncte. La capitolul mediatizare persoanelor publice din Republica Moldova, conform programului de monitorizare presiei, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 9,7 puncte, Igor Dodon cu 8 puncte, Ion Ciban cu 7,5 puncte, Natalia Gavriliță cu 7,5 puncte și Alla Nimirenko cu 7 puncte. Aici vedem un tabel general pe fiecare categorie și nota medie cine sunt top politicieni. Maia Sandu cu 8,6 puncte, Igor Dodon cu 8,4 puncte, Zinaida Greceanu cu 7 puncte, Alexandru Stoianoglu cu 7 puncte, Ion Ciban 6,2 puncte, Irina Vlah 5,2 puncte, Vladimir Voronin 5 puncte, Andrei Năstase 4,8 puncte, Alexandru Slusar 4,7 puncte, Ilan Șor 4,6 puncte, Pavel Filip 4,6 puncte, Renato Usatăi 4,5 puncte, Natalia Gavriliță 4 puncte fix, Igor Grosu 4 puncte fix, Olga Cebotari 3,9 puncte, Adrian Candu 3,6 puncte, Mihai Gimpu 3,1 punct, Dorin Chirtoacă 2,7 puncte, Andrei Spânu 2,5 puncte, Alla Nimirenko 2,5 puncte, Vyacheslav Platon 2,4 puncte, Octavian Țicu 2 puncte, Ina Grigoriu 2 puncte, Vyacheslav Negruță 0,9 puncte și Viorel Morari 0,8 puncte. Mare parte au fost analizate activitatea acestor persoane publice doar în luna februarie. Următorul slide vedem fix același lucru, top partidii politice, pe 5 criterii. Popularitatea, activitatea, structura, echipa și iarăși mediatizarea. Pe fiecare categorie ne vom opri aparte. La capitolul popularitate, Partidul Acțiune și Solidaritate 9,5 puncte, Partidul Socialiștilor 7 puncte, Partidul Șor 5 puncte, Partidul Nostru 4 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 4 puncte, Partidul Democrat 3,5 puncte, Partidul Pro-Moldova 1,5 puncte, Partidul Comuniștilor 1 punct, Partidul Unității Naționale 0,3 puncte și Partidul Liberal-Democrat 0,1 punct. La capitolul activitate partidelor publice, partidelor politice din Republica Moldova, Partidul Socialiștilor 9 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 8 puncte, Partidul Șor 6 puncte, Partidul Nostru 3,5 puncte, Платформа Демнитате и Адевер 3,5 пункте, Партидул Демократ 3 пункте, Промолдова 2,5 пункте, Партидул Комуништилор 1 пункт, Партидул Унитаци Национали 0,5 пункте и Партидул Либерал Демократ 0,1 пункт. Ла капитулу структура партидулор политичи дин Република Молдова,
Partidul Socialiștilor 9 puncte, Partidul Șor 8 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 7 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 5,5 puncte, Partidul Democrat 5,5 puncte, Partidul Nostru 5 puncte, Pro-Moldova 5 puncte, Partidul Comuniștilor 2,5 puncte, Partidul Unității Naționale 0,3 puncte și Partidul Liberal-Democrat 0,1 punct. La capitolul echipă partidelor politice din Republica Moldova, Partidul Socialiștilor 8,5 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 7,5 puncte, Partidul Șor 5,7 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 5,5 puncte, Partidul Democrat 5 puncte, Partidul Nostru 4,5 puncte, Pro-Moldova 3 puncte, Partidul Comuniștilor 2 puncte, Partidul Unității Naționale 1 punct și Partidul Liberal-Democrat 0,5 puncte. La capitolul mediatizare partidelor politice din Republica Moldova, conform programului de monitorizare presii, Partidul Acțiune și Solidaritate 9,5 puncte, Partidul Socialiștilor 7,5 puncte, Partidul Ușor 6 puncte, Partidul Nostru 5 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 3 puncte, Partidul Democrat 2,5 puncte, Pro-Moldova 1,5 puncte, Partidul Comuniștilor 1 punct, Partidul Unității Naționale 0,3 puncte și Partidul Liberal-Democrat 0,1 punct. Astfel, topul partidelor politice, conform opiniei experților, este Partidul Acțiune și Solidaritate 9 puncte, Partidul Socialiștilor 8,5 puncte, Partidul Șor 6,1 punct, Partidul Nostru 6 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 3 puncte, Partidul Democrat 2,5 puncte, Pro-Moldova 2 puncte, Partidul Comuniștilor 1,5 puncte, Partidul Unității Naționale 0,5 puncte și Partidul Liberal-Democrat 0,3 puncte. Următorul slide sunt top 5 teme politice care au fost mediatizate și discutate în luna februarie. Pe primul loc noi vedem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, în care acest eveniment are un impact pozitiv, după părerea experților, 35%, 45% de experți consideră că are un impact negativ, un impact neutru, 25%. Guvernul Natalie Gavriliță, 15% consideră că această temă a avut un impact pozitiv, 65% consideră că a avut un impact negativ, 20% neutru. Блокаж конституционал, тема, care practic a fost discutată în ultimele săptămâni, 5% doar consideră că au avut un impact pozitiv, 75% cu impact negativ. Înaintarea candidatului din partea majorității parlamentare, 35% cu impact pozitiv, 25% cu impact negativ, 35% impact neutru. Scandal politic cu implicarea consilierilor prezidențiali, 5% cu impact pozitiv, 70% cu impact negativ, 25% cu impact neutru. În mare parte, aceste 5 teme au fost mediatizate în luna februarie. În mare parte, fiecare trimestru noi vom veni cu o analiză mai amplă, în care vom analiza anume care evenimente au dus la creșterea sau a cădere a unor politicieni sau a formațiunilor politice. Vă mulțumim de atenție! Mulțumim frumos!